Îmi plac, ăia sunt super mișto. M-au multe lucruri bune acolo, da. Să nu-mi dai coșul când plec acasă, te rog. Nu, fără coș, doar vina, doar vina. Ai doar vina, da. Bravo, da. Dar știu că ai venit conduși, de-aia nu-ți dau vina. Da, toți avem câte o vină, așa că să fim serioși. Ce să spun, nu știu cum să încep. Încep cu întrebarea aia. Sunt onorat că m-ai invitat la podcastul tău. Am văzut oameni frumoși la tine, speciali. Și tu ești un interlocutor grozav. Ești un om, după cum te porți, după cum mergi, după cum vorbești, ai o istorie bogată în spate și... Când ai zis inter, zice interlop, nu interlocutor. Adică mă gândeam și la asta, adică e ușor să sari în stânga. Ți se pare, nu te ajută fața, n-ai cum. Așa, și e o bucurie și o plăcere să stau de vorbă cu un om pe care am încercat să-l pătrund așa cât am putut, din tot ce știu, din tot ce am văzut, din tot ce am mai citit. Ai o listă? Cine ești sau ce ești? Nu, nu am o listă, mi-am pus așa câteva lucruri. Cine sunt? Sunt nimeni. Și ce sunt? Sunt nimic. Trecem mai departe. De ce suntem aici? Cine știe? Probabil că Universul lucrează pentru noi. Și a zis, bă, e păcat ca doi oameni așa să nu se vadă, să vorbească, să ne împărtășim unul celuilalt. Cred că asta poate fi întâlnirea noastră, nu? Da. Ce mare lucru ca doi oameni să întâlnească, să se împărtășească. Ca alea care au stat la pușcărie, știi, 20 de ani și când au ieșit afară, au mai stat câteva ore. Nu suntem în zona asta. Nu suntem în zona asta. Nu suntem în zona asta.